împodobesc produsii ăștia mici din spate, nu știu, se vede ceva și la voi. După cum vedeți, s-au schimbat niște chestii. Aici este lampadarul, ce era în camera cealaltă și am început să împodobesc brăduții și apoi mi-am dat seama că nu vreau să fac asta împreună cu voi, vreau să filmez, așa cum am oprit. Am adus repede camera și asta vom face astăzi. Pe cel mare de aici, mare mult, spus că are 1,5 m, am început deja să-l împodobesc pentru că am primit de la Sinsay Coletul, mi-am luat niște globuri de lemn. Am vrut să pun numai decorațiuni de lemn și sunt atât de drăguțe și nu m-am putut abține, așa că am început să le pun. Dar mai am o cutie nedesfăcută. Uitați și voi cât de frumoase sunt! Sunt super simpatice! Și am vrut să văd cum arată, până la urmă am pus două cutii de astea și am mai luat unele cu fulgișori. Vă spuneam că s-au mai întâmplat mici modificări, am adus lampadarul de care vă spuneam în vlogul anterior. Am schimbat și măsuța pe care stătea pick-up-ul pentru că în acea măsuță nu încăpeau prea multe viniluri. Deja era full acolo și dacă voiam să mai cumpăr câteva nu mai aveam unde să le pun, așa că am luat o altă, dar pe asta chiar nu o vedeți, mă voi duce imediat acolo aproape, am luat altă măsuță și vine foarte bine. Și este o chestie de la IKEA pe care noi o vom folosi pe post de măsuță de pick-up, încap super multe viniluri, acum apar puține chiar. După care vreau să vă povestesc despre cărțile pe care le-am citit eu în ultima perioadă, de fapt, oare când v-am povestit eu ultima oară despre cărțile citite? Cred că de la finalul verii sau începutul lui septembrie eu n-am mai făcut un clip de genul și s-au adunat ceva cărți citite despre care nu v-am povestit, așa că asta vreau să fac, să vă spun ce carte mi-a plăcut, ce carte nu prea m-a impresionat și să vă recomand și vouă acele cărți care spun eu că merită. Acum revenim la decorațiuni. Deci am găsit globulețe mici drăguțe de pe EMAG. Ele sunt foarte frumoase. Deci să vedem dacă vrea să le focalizeze. Uite cât de frumoase sunt. Sunt mai deosebite în realitate decât par acolo pe cameră, din câte îmi dau eu seama. Sunt foarte micuțe, cât au 3 cm maxim, 9 globuri, da, dar parcă 3 cm, uite că scrie. Și chestia că sunt de sticlă, tocmai ziceam de chestia asta, că n-aș mai pune globulețe de sticlă, să nu fie periculos pentru pisici, dar vreau să deschid una de asta. Și acum nu știu ce să fac, astea micuțe le-am luat pentru brăduții mici de jos, de la baza ăstuia de aici. Oh, stai, aici. Dar mă mai gândesc, mi-e frică totuși, că dacă le sparge iar Emma, uite ce drăguțe sunt! Superbe, este ăsta așa cu auriu, este așa cu roșu mat. Da, să focalizeze totuși pe globuleț, este ăsta cu roșu mat. Încă unul cu, opa, încă unul cu roșu mat, dar de data asta cu un fulg și apoi se repetă. Și astea, în mărimea asta atât de mică, ar fi mers foarte bine pentru brăduții micuți. Poate încerc să pun măcar vreo 2-3, opa, și dacă văd că Emma e nebună și le atac, atunci le dau jos. Dar totuși trebuie întâi să caut, eu încă n-am scos decorațiunile din anii trecuți și cred că mai am de astea micuțe. Na, dar sunt foarte simpatice. Ia-s bune de decorat așa, o crânguță de braț sau un brăduț micuț. Văd eu ce fac cu ele, oricum trebuie să iau niște decorațiuni și la Șerneac pentru că mâine mergem acolo și vreau să decorez și căsuța de acolo, de la țară. Și le-am luat și pe astea pentru bradul mare, care sunt tot de sticlă. Mi-mi plac mult globurile de sticlă și când văd, vine să cumpăr cam tot. Am chiar și din acelea comuniste, dacă mai știți voi. Mi-mi plac chiar mult și alea. Am vrut să iau perioada asta de pe OLX, dar mama, aveau niște scoluri nesimțite și m-am zis, ei, lasă, am destule, așa că mă folosesc de ele. Opa! Acum, dacă bradul cel mare îl pun în dormitorul unde e biblioteca,
pot să pun și de sticlă și de astea mai vechi, pentru că acolo nu o să las pisicile și asta e. Sau dacă le voi lăsa, vor fi mereu supravegheate. Și vreau acum să vi le arăt pe astea, vai, deci mie mi se par adorabile. Uite ce frumos acum se vede. Un plovăraș și o căciuliță. Este așa, fiecare globuleț, fiecare decorațiune are câte două chestii. Și asta e cea mai frumoasă, este o sanie. Și le-am găsit la Sinsay cu 10 lei. Mie mi se pare super preț. Sunt așa mai deosebite. Și asta este săniuța. Și avem și schiuri. Ce simpatice sunt. Așa, și avem mănuși. Uite, foarte drăguțe. Și patinele iar sunt superbe. Îmi pare rău că n-am luat mai multe, că uite, acum nu mai erau în stoc. Dar știți cum, le-am urmărit inițial când am vrut să le cumpăr, până m-am hotărât să dau comandă, nu mai erau în stoc. Următoarea zi iar le-am găsit în stoc. Deci foarte frumoase. Și niște botoșei. Vă zic că astea trebuie să le întorc. Uite așa. Ta-da! Faine, nu? Și acum haideți să vă arăt cum s-a schimbat colțul ăsta din spate, să termin de împodobit brăduții ăștia. Și apoi ne așezăm acolo lângă brăduț, așa să fie cu decor drăguț. Și chiar vreau să vă povestesc despre cărțile pe care le-am citit, pentru că unele au fost foarte faine și a fost așa cam o perioadă de vreo lună jumate în care am citit mult. Adică am citit mai mult decât de obicei. Oricum a rămas în urmă, nici anul ăsta nu voi atinge numărul de cărți pe care mi l-am propus, dar, hei, asta se întâmplă în fiecare an, nu mă supără lucrul ăsta, măcar să citesc vreo 40, zic eu. Hai să vă arăt! Și uitați, vedeți, arată mult mai bine colțul ăsta de când am pus și covorul. Parcă lipsea ceva. Cât a fost la spălat, parcă era un gol în casă. Și aici o să las așa brăduții. Mai am eu vreo 2 micuți, trebuie să-i caut. La aia deja s-a terminat bateria, că ar avea luminițe. Și uite, pick-up-ul cu acest corp de care spuneam. Stai să vin eu pe partea asta. De asta spuneam. Și acum apar puține viniluri, vedeți? Pentru că e foarte mult spațiu, ăsta e destul de înalt. Acolo jos vor veni două căsuțe de pisici. Tot de la Ikea au așa ceva special pentru astfel de corpuri și le bagi direct acolo. Ori unul, ori două, văd eu cum iau, dar acum am adus niște cărți de dincolo și niște agende, că totuși era ciudat cu spațiul acolo gol. Și aici vinilurile. Abia aștept să umplu. Multe. Și uite așa, arată mult mai bine acum. Lampadarul despre care v-am povestit în clipul anterior, v-am spus istoria lui și de ce mi-e atât de drag. Și uite, astea sunt cele pe care vi le-am arătat acum. Da, și astea sunt celelalte steluțe așa, tot din lemn, deci că e traforaj. Eram eu mică, în general făceam traforaj, eu am mai prins așa ceva, voi ați mai prins? Ce drăguț e și ăsta. Și ia ghiciți voi ce a făcut Emma aseară. A dărâmat chiar și brăduțul ăsta. A sărit după un globuleț de lemn. Acum, ăsta dacă îl dărâmă nu-i mare brânză. Oricum e instabil el așa și acum când l-a dărâmat Emma nu s-a întâmplat mare lucru. Nici măcar nu au căzut globulețele astea din el. Dar acum mă duc eu pe dincolo pentru că vreau să găsesc niște decorațiuni de anul trecut. Țin minte că am avut așa o sanie cumpărată, micuță, de pus sub brad și ar merge aici săniuța aia. Dar am reușit să găsesc săniuța. Uite, asta este. Așa de fain, nici mai știu de unde am cumpărat-o.
chiar nu mi-amintesc. Mai bună pentru pisici. Mi se pare chiar drăguț. Cred că așa am să las. Mă enervează cablul ăla de acolo, de la pick-up. Văd de ce fac cu el, dar cred că rămâne așa. E bine, nu las eu globurile astea, dar așa, ca idee, am vrut să văd cum arată, o să caut, cum am zis, o să le caut pe cele de plastic. Mai e și chestia asta aici, dar trebuie să o las, că doarme. E mamică faină în ea și atunci o las acolo, dar îmi place... Haideți acum să trecem la lucruri serioase, și anume la ce cărți am citit eu în ultimele 3 luni, cam așa. Ideea e așa că pe unele le-am în format fizic, dar prea puține, majoritatea au fost citite de pe Kindle și am avut chiar și un audiobook sau două. Vreau să vă arăt ce cărți eu citesc în prezent și am cartea aceasta de Emily Stone și anume Scrisoarea de Crăciun. Criticică pe care v-am arătat-o chiar anul trecut de Vlogmas, dar nu am apucat să o citesc anul trecut, o începusem, după aia am abandonat-o și am reluat-o anul acesta și spre surprinderea mea, anul ăsta chiar m-a prins cartea. Uite că am pierdut semnul, nu mai știu unde am ajuns, am citit vreo 4-5 capitole pentru moment. Este drăguță, să știți, dar o termin și vă spun mai multe despre ea. Așa, ca idee, scrie pe spate în felul următor. În fiecare decembrie, Josie le trimite o scrisoare părinților săi pe care i-a pierdut cu mult timp în urmă într-o noapte de Crăciun. Întotdeauna le scrie aceleași cuvinte. Mi-e dor de voi mereu, numai că anul acesta călătoria către cutia poștală îi este întreruptă brutal când se izbește cu bicicleta de un străin misterios, Max, care îi va schimba cursul vieții. Josie a crezut tot timpul că e singura persoană care nu sărbătorește Crăciunul, dar descoperă că și Max are motive întemeiate să facă același lucru, iar cei doi ajung să petreacă împreună sărbătorile. Îndrăgostită până peste cap, Josie e convinsă că și-a descoperit iubirea vieții până când Max dispare fără urmă și fără să-și ia măcar rămas bun. Soarta îi va aduce însă din nou la oaltă tot înainte de Crăciun. Oare vor reuși să rămână împreună de această dată? E o poveste de dragoste, deci, cam așa, e ca un film tipic de Crăciun. Iar în paralel o citesc și pe asta, de fapt am început-o înaintea celelalte. Problema e că la un moment dat am abandonat-o, dar acum vreau să termin, mai am jumătate din ea. 7 virtuți de șarte și o păcătoasă moare, de Alexandru Lamba. Interesant, am ajuns la un punct chiar interesant și scurioasă ce se întâmplă în continuare. Avem un thriller psihologic despre 7 păcate, între care invidia, lenea, superbia, ori destrânarea, plus un personaj care caută purgatorul. O poveste de azi, alertă, frustă și simbolică în același timp. V-am mai spus eu de cartea asta, acum să vedem cum o să fie până la final. Unele lucruri mi-au plăcut, altele mai puțin din ea, dar pentru total să știți că este o carte ce se citește extrem de repede, parcurgi capitolele chiar cu repeziciune. Și văd eu până la final ce cu ea și vă voi spune mai multe. O carte la care voiam să ajung de foarte mult timp. Am încercat să citesc portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde. Am încercat să citesc cartea asta oare prin 2011, nu mai știu exact. Știu că am citit primele vreo 20 de pagini, după aia am abandonat-o. M-a prins foarte greu cartea asta la început, dar după primele capitolașe, chiar faină, chiar foarte faină și n-am mai putut să o las apoi din mână. Așa că am avut un pic de răbdare, am reluat-o și să știți că mi-a plăcut atât de mult încât a primit de la mine 4 steluțe. M-a enervat atât de mult personajul Dorian Gray și tot ce a făcut el. Vai, vai! Parcă n-aș da prea multe din ea, să nu stric povestea. Dacă spun despre ce e... O să stric farmecul. Nu vreau să fac asta. Pentru că nu știu ce aș putea să spun ca să nu stric povestea. Și cartea se învârte
în jurul unui mister legat de acest tablou, acest portret și personajul Dorian Gray, adică în ceea ce se transformă acest Dorian Gray în ani și ce face el pentru a-și păstra tinerețea și frumusețea. Și gata, aici mă opresc. Foarte bună cartea, 4 stele, 4 steluțe. Am mai citit cartea asta, căreia nu i-am dat un număr de steluțe, că nu știu cu ce să o compar. Așa ca un ghid despre artă. Cartea se numește așa, Isme, să înțelegem arta. Foarte interesantă cartea asta. E împărțită în felul următor. Ai aici un cuprins și fiecare culoare reprezintă o epocă, și anume Renașterea, Baroc și Rococo, secolul al XIX-lea, Modernism, Postmodernism. Ai aici niște referințe și ai o introducere, după care este explicată structura cărții, unde autorul îți explică de fapt cum să urmărești fiecare capitol. Și uite, ai aici niște indicatori, să le spun așa, și uite, chestia asta cu un ochi, nu vedeți voi, în fine, este un ochi roșu, înseamnă vezi și te trimite la alte stiluri, chestii în comun. După care, uite, cercul ăsta plin înseamnă definiția principală a stilului. Avem așa, Renașterea, încadrarea într-o perioadă, cuvinte cheie, de exemplu, rigoare, simetrie, perspectivă, antichitate, spațiu și mișcare. Și după aia avem definiția Renașterii. După care, niște picturi din timpul Renașterii, cu câteva detalii despre ele și unde le poți vizita. După care, subcategorii ale Renașterii, pentru că aici, dacă ne întoarcem aici la cuprins, avem așa, perioada Renașterii cu subcategorii, anume, la Renaștere, Renaștere, gotic internațional, clasicism, antic, laicism, monumentalitate, umanism, idealism, perspectivă, mai departe, după aia. A doua perioadă, baroc și rococo, baroc, alegorie, clasicism, rococo, academism și așa mai departe. După aia, secolul XIX, romantism, orientalism, medievalism, bla 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 bla. De mult mi-am dorit o criticică de genul pe care s-o pot purta cu mine atunci când merg în călătorii. Îmi place foarte mult când mă duc în alte țări străine să vizitez toate muzeele și o astfel de carte mă ajută, uite, să încadrez mai bine stilurile și să le diferențiez. Și am vrut de mult ceva așa, scurt și la obiect. Am tot felul de cărți despre artă, am și una groasă așa, dar aia ce să faci cu ea, că aia nu poți să o cari după tine sau nu poți să o răsfoiești repede să găsești fix ce te interesează. Am aflat multe chestii interesante, să știți, și am aflat de niște stiluri despre care n-am auzit niciodată. Chiar tare. Și de data asta un audiobook, este vorba de o carte scrisă de Madeline Martin și anume Ultima librărie din Londra. Vă atașez aici poză. Deci asta a fost audiobook, i-am dat 3 steluțe. Este vorba despre o fată care ajunge din provincie în Londra cu prietena ei fix la începutul războiului și este la o mătușă, dacă nu mă înșel, parcă o mătușă le-a ținut pe aceste două fete sau prietena mamei ei, uite, nu mai știu exact. În fine, și au ajuns în Londra, încep să-și caute de muncă, una își găsește de muncă la un magazin universal, ceva de genul, iar ea, fata din rolul principal, ajutată de această doamnă la care stătea, își găsește un loc de muncă într-o librărie. Ea n-are nicio treabă cu librăria, n-a citit cărți, nu citește, nu este interesată, dar acceptă slujba pentru că na, trebuia să aibă și ea un job, să-și câștige niște bănuți. Patronul acestei librării este un bătrân ursuz și greu leagă o relație cu acesta, dar totuși până la final între cei doi se împletește o foarte frumoasă relație de prietenie. Ajunge fata asta să iubească lectura și să citească multe cărți și să fie foarte pricepută în a organiza librăria și să facă totul pe acolo frumos, se implică. În fine, vine războiul peste Londra și
sunt distruse librăriile una după alta sub bombardamentele din oraș, iar na, această librărie cumva scapă, deși suferă și aceasta niște avarii în urma bombardamentelor. Cel mai mult din cartea asta mi-a plăcut acele imagini descrise în care începea alarma ce anunța că va începe un alt bombardament și în momentul acela când se ascundeau toți care pe unde apucau în grupuri, în buncăre, în... și în la subsol la metrou și pe unde mai apucau, iar această fată le citea uneori toată noaptea, le citea celorlalți oameni și uite, acolo așa mi-a dat o lacrimă în colțul ochiului, se spun așa, dar mi-a plăcut. Da, poate, cred că putea mai mult cartea asta, adică ar fi putut să iasă o poveste și mai frumoasă, dar mi-a plăcut chiar și așa, o carte drăguță. O altă carte pe care am citit-o este scrisă de Parinu Sani și se numește Tatăl celuilalt copil. Mi-a plăcut să descoper lumea asta islamică, o lume pe care nu o cunosc foarte bine. Și apoi, văzând și cartea asta cu Tatăl celuilalt copil, am zis că e cazul să o citesc și pe ea. I-am dat 4 steluțe, de fapt am scris o medie de 3,5. Mie personal mi-a plăcut mai mult, stați că am dat peste microfon, mie personal mi-a plăcut mult mai mult prima carte, Cel care mă așteaptă. Nu știu, mi-a plăcut mai mult. Dar și asta este o carte foarte faină. Este vorba despre un băiețel care este marginalizat și batjocorit de ceilalți, și un băiețel care nu vorbește, refuză să vorbească. Familia cu disperare caută un remediu și se duc la pediatri, la psihiatri și pe unde mai pot ei să se ducă, să mai ceară o părere, să mai facă un consult. Și concluzia atât a medicilor cât și a familiei este aceea că are un retard mental și că nu o să vorbească niciodată, că de el nici măcar nu înțelege și așa mai departe. Cea mai toxică relație este cea dintre băiețel și tatăl acestuia. Acolo sunt niște probleme în relația dintre cei doi, probleme care vor persista. Chiar și după acesta începe să vorbească și crește și își arată toate calitățile și, de fapt, iese la suprafață inteligența lui. Acolo rămâne o frântură definitivă. Am citit în sfârșit cartea Împăratul Muștelor. Voiam de foarte mult timp să ajung la ea. Mi-a plăcut. I-am dat 4 steluțe, nu? Stai să văd. Da, 4 steluțe. Și după ce am terminat cartea, am căutat și filmul. Este unul vechiuț. Nu știu dacă sunt mai multe, cumva. Este vorba despre un grup de copii naufragiați. Ce ajung? Pe o insulă pustie, în urma unui accident de avion, parcă, uite, nu mi mai amintesc exact. Vedeți, voi trebuie să fac clipurile astea mai des. După ce citesc, nu știu, vreo 4-5 cărți, deja să vin să vă povestesc. Pentru că atunci când se adună multe cărți și trec luni de zile, din septembrie, vă dați seama, a trecut ceva, mai uit din multe detalii, dar reveni la cartea asta. Dar copiii ăștia vor fi nevoiți să se descurce singuri, să-și procure singuri mâncarea. Tot grupul ăsta de copii va fi împărțit în 2 tabere separate. Dar e cumva terifiant așa când descoperi ce pot face copiii ăștia. Dumnezeule, e impresionantă cartea și te face un pic să te gândești la situații de astea, că e vorba de copii, că e vorba de adolescenți, că e vorba de adulți, să ajungi într-o situație de genul în care să ajungi pe o insulă pustie și să trebuiască să te descurci, ajungi să te stălbăticești și pe de altă parte din majoritatea până la urmă va ieși tot răul la suprafață. Adică acești copii, mare majoritate, se transformă în ceva monstruos și e foarte interesant să aflați, și asta veți face, iar spun chestia asta, să aflați voi singuri, care e faza cu titlul ăsta, Împăratul Muștelor. O carte foarte interesantă pentru mine, pe care o voi ține minte foarte mult timp de acum încolo.
și o carte, una din acele cărți ce m-a făcut să mă gândesc, măi, dar de ce n-am citit-o eu până acum? Uite, cartea asta trebuia să o citesc până acum. E foarte interesant finalul acestei cărți. Final pe care l-am citit de două ori atât de mult. Mi-a plăcut, de fapt, ultima parte a cărții, am citit-o de două ori. Am citit-o odată, am rămas așa în mască și m-am tot gândit la ea și apoi am revenit încă o dată la final. Foarte tare pentru mine. Deci, o altă carte citită este vorba de Calul Bălan de Agatha Christie, o carte care i-am dat 3 steluțe. Uite, pe asta am citit-o în format fizic, dar n-am adus-o aici. Nu este, pentru mine n-a fost una din cele mai bune cărți pe care le-am citit de la Agatha Christie, bineînțeles că îmi plac deoseb cele în care personajul principal este Hercule Poirot. E bine, aici nu este acest Hercule Poirot, dar nu contează, ideea e că așa, per total, interesantic, dar parcă intriga nu a fost pentru mine atât de faină, este mai mult pe partea asta de... partea asta de vrăjitorii, de nu știu ce, nu pot să zic că m-a dat pe spate, dar na, la fel, o carte la care voiam să ajut de mult timp, este și film după cartea asta, film la care nu m-am uitat, dar aș putea să-l caut și așa, nu știam la ce să mă uit azi. Bun, mai departe, o carte care m-a impresionat și o carte pe care am început-o așa, la prosteală, pentru că am avut la un moment dat niște timp liber pe la muncă și nu știam ce să mai citesc. Mă tot gândeam, zic, hai mă să-i dau o șansă. Dar nu credeam că e ceva uat, dar mi-a plăcut atât de mult încât n-am putut să o mai las până n-am terminat-o. Și am citit-o așa în scurt timp, în câteva zile, 3 zile, 2 zile, nu mai știu exact. Este vorba despre cartea scrisă de Eleanor Herman și se numește Arta Regală a Otrăvârilor. Deci v-am spus, n-aveam așteptări de la cartea asta cine știe ce, dar mi-a plăcut chiar mult și o grămadă de chestii interesante. E foarte interesant să afli cum mâncau regii, cum era dusă mâncarea, cum era păzită, cum erau pentru a nu fi otrăviți regii, cum trebuia să guste înainte servitorii și cum de foarte multe ori unii dintre servitorii erau condamnați pe nedrept. Și medici, da, deci o medicină de aia rudimentară, prin care în loc să se trateze, de fapt, pacientul era practic otrăvit și niște remedii, doamne, foarte interesantă. Pe alocuri chiar, scârboșică, dubioșică, niște chestii ce le citeam și de multe ori ziceam, mamă, ce scârbos, sau... Nu venea să cred când citeam unele metode sau unele metode de tratament sau de otrăvire sau capitolele alea în care îți povestește perioada aceea de igienă precară când mai mari împărați erau plini de păduchi de tot felul și temiri ce boli. Doamne, și nu știu, uite, pentru mine chiar a fost o carte interesantă, dacă vă place așa ceva, chiar vă recomand, să știți. Deci eu i-am dat 4 steluțe. Am mai citit Un băiat pe lista lui Schindler și iarăși este o carte pe care voiam să o citesc de ceva timp. O cărticică subțire, se citește foarte ușor, iarăși cu Holocaustul, povestea unei familii. Avem de a face și cu acest Schindler și uite, de aici vreau să ajung mai departe și la lista lui Schindler, dar pe mine mă impresionează orice carte citesc, orice carte legată de acest subiect, de al doilea război mondial, de lagrele de concentrare și nu cred că o să mă opresc niciodată din a citi lucruri de genul experiențele altora. Și asta este una din cărțile bune legate de subiectul ăsta. Eu i-am oferit 4 steluțe. Merită citită, mai ales că este subțire, se citește ușor. Acordați o șansă că este o cărticică foarte drăguță și ea. I-am dat 5 steluțe, nu știu, cred că am zis 4. Deci am dat 5 steluțe pentru că n-am de ce să nu dau. Următoarea carte este scrisă de Mihail Sebastian, se numește Accidentul. Și aici a fost o combinație de audiobook și cartea de pe Kindle, o carte care, vă spun sincer, la un moment dat, cred că am lăsat-o vreo 2-3 zile deoparte și am reluat-o. Și la un moment dat aveam impresia că citesc altceva. Deci, povestea își are un fir atât de dubios încât la un moment dat parcă zici că citești altă carte.
nu știu ce să zic. Mie mi-a plăcut cumva că jumate, mai mult de jumate a cărții are acțiunea aici la Brașov, aproape de mine, în Poiana Brașov, și cumva mi-a plăcut chestia asta cu locuri pe care le cunosc și eu și tot ce spune acolo, dar asta a fost foarte ciudat. Parcă-s două cărți diferite. Începe cumva, tu îți faci un film deja în cap și un fir și după aia te bagă în total altă treabă. Se duce pe altă parte povestea. Așa în mare să vă spun despre ce vorba. Deci prima parte a cărții, totul se întâmplă în București, este vorba despre o tânără care coboară din tramvai, nu e atentă, nu știu, cumva între stații, nu mai știu cum coboară ea și cade, sucește un pic piciorul, cade, se împrăște pe acolo pe zăpadă și este ajutată de un domn. Bine, se întâmplă până la urmă că acest domn o conduce pe tipa asta acasă, și se întoarce la ea la ușă pentru că uită să-i dea, bine, ei pe drum se opresc la farmacie, el îi cumpără nu știu ce Rivanol și nu mai știu ce și se despart, asta se duce la ea acasă și el se întoarce la ea la ușă pentru că uită să-i dea cele cumpărate de la farmacie. În fine, se întâmplă niște chestii acolo între ei, încep să se cunoască, rămâne la ea, beau ceva și apoi deodată subit așa el, în timp ce ea este la baie, el fuge de la ea din apartament. În fine, se întâmplă o grămadă de chestii în seara aia, aparent el suferă în urma unei relații, în urma unei despărțiri, la fel și ea trece printr-o relație dubioasă, după care, nu mai știu, se mai plimbă ei prin București, se mai întâlnesc de câteva ori, ajung la un magazin de articole sportive, de schiuri și echipamente de schi și na, ea îi propune această chestie să meargă împreună la schi câteva zile, fiind perioada cu vacanța de sărbători. El acceptă, merg împreună și de aici deodată e altceva. Nu mai are treabă cu prima parte a cărții. E vorba de ei doi, ce pățesc, până ajung la, nu știu, cabană, nu găsesc cabana disponibilă. El nu știe să schieze, învață, cade de multe ori, nu se lasă. Până la urmă, ideea e că începe să se creeze o legătură între cei doi și în cele din urmă să se termine cu bine. Dar cum a fost, cred că mi-a plăcut. Deci, vezi, e diferență în să citești o carte scrisă de un român și o carte tradusă. Parcă simți acolo ceva, o diferență. Dar nu știu ce să zic încă despre cartea asta. Eu i-am dat așa, 3,5 steluțe. V-am spus, ceva mi-a plăcut la ea. Următoarea carte este Viața mea în librăria Morisaki. E, aici a fost invers față de acea carte cu Otrăvurile. Am avut așteptări mai mari și m-a dezamăgit, 2,5 steluțe, maxim 3. Nu m-a impresionat, parcă mai mult mi-a plăcut prima, aceea din timpul războiului, ultima librărie din Londra sau așa ceva. De data asta acțiunea este în Japonia, într-un cartier plin de librării, unde o tânără domnișoară, după ce trece printr-o dezamăgire în relație, este înșelată, își dă demisia de la job, bla bla bla, ajunge să lucreze la librăria unchiului ei, parcă era unchiul, nu mai știu exact. La fel ca și în cartea precedentă, ea nu prea este atrasă de cărți, n-are ea treabă cu literatura, dar începe să citească. Dar, na, nu știu, nu pot să zic că m-a dat pe spate. O carte super simplu de citit, scurtă, o parcurge așa, dacă ai nevoie de o carte de asta să te scoată din plictiseală, uite. Nu știu ce să zic, doar sunt curioasă de cartierele astea pline de librării din Japonia. Atâta tot. Altă carte pe care am citit-o și care mi-a plăcut. I-am dat undeva la 3,5 steluțe, parcă n-a fost nici de 4, dar nici de 3, cam atâta i-am dat. Și este vorba de Spioana de Paulo Coelho. E, uite, cartea asta a fost interesantă, iarăși am citit-o foarte rapid, dar scurtă, parcă până în 200 de pagini a avut și ea. În cartea Spioana o avem ca personaj pe Mata Hari, această dansatoare extrem de faimoasă, undeva din anii 1900 și ceva, e vorba de Primul Război Mondial aici, o dansatoare de origine olandeză, cu o viață tumultoasă, să spun așa, care ajunge în cele din urmă să fie condamnată
de către statul francez. Încă din primul capitol aflăm despre condamnarea la moarte a acesteia și despre execuția ei, după care aflăm cum s-a ajuns la acest lucru și toată povestea este relatată chiar de ea. Sub un fel de scrisoare, să spun așa, ne povestește toată viața ei și aflăm cum și ce s-a întâmplat de s-a ajuns la această situație. Și acum trecem la ultima carte. Am citit și-o Pacientul de Jasper DeWitt, cred că așa îl cheamă pe autor. O carte psihopupu pe alocuri, creepy așa, dădea niște senzații mai ciudate când citeam. Dar n-am crezut total povestea, m-a dezamăgit finalul cel puțin. A început fain, deci prima parte a cărții, mama, eram acolo oprinsă, zic, mă, vezi ce carte interesantă o să fie, să vezi ce final o să fie, cum a fost, de exemplu, la Pacienta tăcută sau cum a fost la acolo unde cântărace, de exemplu, așa un final de la acest pacient este nediagnosticabil, este ținut acolo în spital de mic copil. Niciun doctor nu a putut să îi facă față și să-i pună un diagnostic și să-l trateze. Aparent, toți care intrau în contact cu el ajungeau într-un final să se sinucidă sau să moară în circumstanțe dubioase. E bine, îl avem pe un psihiatru, nu-i mai știu numele, acum n-am reținut exact, care ajunge în acest centru, în acest spital și aude de acest caz, dorește să-i fie medic, vrea să-l trateze și greu reușește să obțină acest lucru. Și medicul ăsta cumva reușește să pună cap la cap toate lucrurile, piesele și să-și dea seama ce se întâmplă cu adevărat cu acest pacient. E o chestie pe care eu nu o cred personal. Nu vă zic ce pățește pacientul ăsta sau ce-i cu el sau care-i faza, dar vă spun că promite cartea la început. Deci am citit primele capitole și eram super curioasă. Zic, mamă, să vezi ce boală psihopupu are ăsta, să vezi ce se întâmplă aici, să vezi ce diagnostic îi pune, stai să vezi ce traume în copilărie, ceva acolo o să se descopere, care-i faza cu el, cineva îi face rău, cineva, în fine. Da, până la urmă, miezul problemei pacientului este cu totul altul decât îmi formasem eu în cap. Și o chestie ce nu prea mi-a plăcut, adică mă așteptam la altceva, aș fi vrut altceva. Totuși are un final imprevizibil, cel puțin pentru mine, dar parcă așa pe repede înainte, ultima parte a cărții și parcă nu se mai lega de prima parte, că eu cel puțin nu mă așteptam la finalul ăsta, aș fi vrut ceva mai medical, să zic așa. Da. Astea sunt cărțile, greu să vorbesc despre niște cărți pe care le-am citit acum luni bune, pentru că v-am spus, am uitat multe detalii. Pe de altă parte, greu să dau unele detalii care ar putea să vă strice lectura și atunci ar trebui să mă limitez mult la unele dintre ele, dar măcar așa, după steluțele pe care le-am acordat, poate vă dați seama care ar fi mai bună, care ar fi mai puțin bună, cel puțin din punctul meu de vedere. De acum voi face mai des astfel de clipuri, la poate 3-4 cărți deja o să fac câte un clip și o să vă spun despre ele, ca să fie totul cât mai proaspăt în minte. Eu acum vă las, vă aștept peste 2 zile cu un nou vlogmas, bookmas, vedem ce o să fie. Voi încerca să postez o dată la 2 zile, să avem undeva spre 12 vlogmasuri până la final. Eu aici v-am lăsat un clip în care pisicile n-au contribuit, n-au vrut să se arate în fața camerei, sunt niște puturoase, stau toate cu brâticile în sus, sunt împrăștiate, care în dormitor, care aici sus pe dulape, unde au apucat, dar foarte puturoase au fost astăzi, au fost pe leneveală, ceea ce voi face și eu după ce închei acest clip. Mă pun să termin această carte. Abia aștept să văd ce se mai întâmplă. Ne revedem deci peste 2 zile. Pa!